Bun găsit, prieteni! Au crescut foarte mult vânzările online, o grămadă de afaceri s-au lansat și au reușit să facă o grămadă de vânzări. Dacă asta presupunea ca oamenii să intre pe net și să cumpere online, a rămas după acea perioadă în care am stat mai mult prin casă. Și e parcă mai confortabil așa. De cele mai multe ori, să spunem că sunt cu succes comenzile online, ne vin acasă produsele pe care le așteptam. Sunt însă și destule situații în care, în ciuda faptului că ni se dau toate detaliile, dimensiunile, culoarea, modelul obiectului pe care l-am comandat și studiem foarte bine și ni se pare că este unul potrivit, ne ajunge acasă și trebuie să îl returnăm. Mie nu mi s-a întâmplat să returnez obiecte, nu pentru că mi-aș fi comandat acasă și mi-ar fi venit exact ce-mi trebuie. Pur și simplu nu mi s-a întâmplat să găsesc o variantă facilă în care să nu îmi folosesc foarte mult din timpul meu așteptând la telefon sau încercând online să fac o comandă pentru retur. De aceea, sigur că aleg niște firme în care sunt convinsă, ori am mai comandat și au fost fix pe mărimea mea sau fix ce-mi trebuie, s-a potrivit foarte bine, ori e o firmă, spre exemplu, de pantofi sau de haine pe care o cunosc, am probat hainele respective sau pantofii și consider că vin și vreau să le comand și uneori le poți găsi în online, având în vedere că respectivii producători nu mai plătesc o chirie consistentă în mall, atunci le găsești în online la prețuri mai mici, la prețuri rezonabile, accesibile. Totuși, eu cred că ar trebui să fim atenți în momentul în care facem cumpărături online. Odată pentru că sunt situații în care, mai ales în cazul obiectelor vestimentare, manechinele sunt photoshopate și textura hainelor pare una absolut impecabilă, iar în momentul în care îți vine efectiv haina acasă, chiar dacă ai citit foarte bine descrierea, da? Deci necesită un timp să citești foarte bine și descrierea, te mai deplasezi într-adevăr până la mall sau până la magazin, dar tot ai nevoie de timp, de ochi buni, de răbdare să studiezi cum trebuie produsul. Și chiar și așa se întâmplă ca modelul să fie complet diferit, culoarea să nu fie aceeași, acele cusături care de multe ori fac diferența, croiala să nu fie una potrivită, da? Deci în cazul produselor acestea de natură vestimentară, hainelor, bluze, rochii sau chiar pantaloni pe care ni-i cumpărăm online, trebuie să fim foarte atenți și aș recomanda ca mai întâi să mergeți undeva în magazinul respectiv, să probați, să comandați numai lucruri de genul ăsta ca să nu aruncați banii pe fereastră odată sau, pentru că mie personal mi s-a întâmplat să nu mai vreau să le dau înapoi, chiar dacă, sau să-mi doresc să le dau înapoi, să-mi fie mai greu până chem eu un curier, până le ambalez cum trebuie, până studiez toată procedura aceasta de retur care doar așa prin reclama lor pare una facilă, realitate nici de cum, îți consumă o grămadă de timp, nervi și de multe ori nici nu reușim. Așadar, da, e mai confortabil, mai ușor să comanzi online, dar cu mare atenție. Să ne revedem cu bine mâine dimineață, dragi prieteni, și să fim sănătoși!